De astăzi s-au deschis terasele, dar atât patronii locațiilor cât și consumatorii trebuie să respecte mai multe reguli. Mai exact, la intrare se face un triaj observațional, iar accesul clienților cu simptome vizibile de infecție respiratorie este interzis. Operatorii economici din sectorul alimentației publice se vor asigura că la intrare și la grupurile sanitare există dispozitive pentru dezinfectarea mâinilor clienților. Este interzis transferul meniurilor, solnițelor și altor obiecte de pe o masă pe alta. Ospătarii sunt obligați să poarte măști și mănuși, iar mesele trebuie dezinfectate după fiecare client. Se stabilește un număr de maxim 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 metri între persoane. Excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii care au același domiciliu. În plus, trebuie să fie asigurată respectarea unei distanțe de minimum 2 metri între ocupanții meselor alăturate. Ocuparea locurilor se va face în urma unei rezervări pentru evitarea aglomerărilor la intrare. Fiecare terasă trebuie de asemenea să aibă un registru de evidență a rezervărilor clienților.